Poliția română a prezentat primele sisteme cu brățări electronice de monitorizare a persoanelor acuzate de violență domestică. Legea a intrat în vigoare anul trecut, însă abia azi noapte sistemul a devenit operațional. Primele județe în care agresorii ar putea fi urmăriți electronic sunt Iași, Vrancea și Mureș plus Bucureștiul. Deocamdată, Poliția Română a cumpărat 964 de chituri de monitorizare din cele 15.000 pe care ar vrea să le dețină în următorii 4 ani la nivelul întregii țări. În momentul în care victima este de acord să fie supravegheată de către polițiști, atunci agresorului îi se va monta această brățară în baza ordinului de protecție. Dacă se apropie la o distanță nepermisă de victima, telefoanele emit o alertă. Astfel, polițiștii vor avea acces la coordonatele GPS și vor vedea în timp real unde se află agresorul și victimele. Acestea, din urmă, vor fi contactate și instruite ce să facă să se ferească de un eventual atac. Șefii poliției au făcut și o demonstrație în timpul prezentării echipamentelor. Acesta este dispozitivul care ar trebui predat unei potențiale victime și noi astăzi ne-am arogat acest rol. Sistemul emite mai multe tipuri de alerte, inclusiv dacă agresorul încearcă să-și dea jos brățara, dacă pierde telefonul, uită să-l încarce, ori îl distruge. În aceste cazuri, polițiștii consideră că ordinul de protecție a fost încălcat, iar agresorii pot ajunge la închisoare. Se generează din sistemul informatic anumite date, inclusiv fotografia persoanei supravegheate, către dispecerul ce monitorizează electronic întreaga situație, iar dispeceratul le comunică echipajului care trebuie să ajungă la eveniment în timpul cel mai scurt. Din păcate, în primele luni ale acestui an s-au înregistrat aproape 40.000 de fapte de violență domestică, în creștere față de anul trecut. Doar în București, polițiștii au emis până acum peste 1.000 de ordine provizorii de protecție. Sistemul are însă și unele deficiențe. Dacă distanța de protecție este prea mică, s-ar putea ca polițiștii să nu ajungă la timp să salveze victima.